s-a apropiat ora ca să fie armonie în această sfântă biserică și biserica fiind dumneavoastră, dați-mi voie încă de la început să dăm slavă lui Dumnezeu care pentru noi și pentru mântuirea noastră s-a făcut om, s-a sărășit în peștera din Betlehem și iată astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu am transformat această biserică, să spunem, într-o mică peșteră duhovnicească, în sensul cel mai frumos, pentru că de fiecare dată noi creștini ortodoxi știm că după această catabiteasmă avem în partea stângă Betlehemul, avem în partea dreaptă și în fața noastră Sfântul Mormânt, iar acest lucru ne responsabilizează într-un mod cu totul deosebit. Dragucenice Părinte Paroh, Părinte David, încă o dată vă felicităm pentru acest eveniment și morala armonia pe care o veți audia în aceste câteva clipe va fi condusă de Părintele Dirijor Ioan Iulian Dumitru, profesor universitar, căruia îi mulțumim din suflet pentru dragostea pe care o arată față de Hristos, pentru propovăduirea Colindului în sufletele și în inimile tuturor românilor și, nu în ultimul rând, mulțumim celor care organizează acest eveniment și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să mulțumim domnului primar, domnului Ioan Bujor, care a făcut posibil acest lucru, adică faptul că atât mâine la Biserica Nașterea Maicii Domnului din aceeași comună, dar din satul Cucuieț, va fi prezentă armonia și pentru ca să fie mai aproape de dumneavoastră, după cum se vede și după locurile care sunt ocupate, să avem armonia, să avem corala păpătească armonia și în această biserică. Vă mulțumim, domnule primar, vă dorim multă sănătate, vă felicităm pentru inițiativa frumoasă pe care o aveți, aceea de a promova cultura și de a promova colindul românesc și în satul, până la urmă, acesta, practic comuna Tofteana, și spunem acest lucru și sublinem cuvântul sat, nu în sensul peiorativ, ci în sensul duhovnicesc, pentru că noi, în Patriarhia Română, avem închinat un an omagial al satului românesc. Iată, armonia face ca să fie prezentă astăzi aici să ne încânte cu aceste minunate colinde. În Duhul creștin pe care îl avem cu toți în această perioadă, dorim multă sănătate tuturor. Mulțumim Arhiepiscopului nostru Joachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului care a dat această binecuvântare și totodată Arhiepiscopului Tomisului, în al preasfinției sale, în al preasfințitului Teodosie, care a binecuvântat că în acest loc să vină corala Armonia. Totodată trebuie să vă spunem că Preacuviosul Părinte Bartolomeu, care vă este cunoscut ca un fiu al satului, face parte din această comună binecuvântată și frumoasă și cu multă bucurie, după multe promisiuni pe care le-a făcut atât Părintelui Paroh David, cât și domnului primar și nouă tuturor, a revenit, să spunem, la vatra acasă să se țină odată de cuvânt și să aducă armonia în comuna Tofteană. Vă mulțumim, domnule primar, și vă credințăm de toată dragostea și prețuirea noastră. Felicitări! Moșrășul.
Oh.
căci mai despre Tău, Doamne, you are.
în cercetat al îngerilor Domnului.
mergi străini din loc în loc. Și în lumea ce ai zinit, nu ai nici vatră, n-ai nici foc. Ai vrea să intri undeva și capul să ți-l pleci, dar cui de tine îi va păsa în vetele lor reci? Doar câte un creștin arar în suflet ispăit, ca un scump mărgăritar, locaș ți-a pregătit. Acolo vii cu cerul tău, cu oștile cerești, biserică lui Dumnezeu, tu inima-i sfințești. Și cei ce taine te-au primit și nu te pot uita, cu suflet cald, cald și umilit, îți cântă ție așa. Rămâi cu noi, Iisuse blând, cu oștile cerești, strigăm la tine toți cântând, să nu ne părăsești. Lumină și căldură faci, te stai cu noi mereu, pe veci cu Tatăl ne împaci, te scapi de orice greu.
nu-i făclie ce se stinge, nu-i boală ce se frânge, ci El însuși trup și sânge. Господа, любовь и сяда, пусть там, там, обещи, попоти,
Să-i ridic, să-i ridic, o șapte,
florile darde, 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 darde de păr, florile darde, florile darde, florile darde. Mulțumim pentru vizionare!
floare, după mâini întunse, Amen.
puteam să fim atât de fii și atât de emoționați dacă acum 30 de ani erau niște tineri, peste 1000, care au vrut să audă colinte în biserici, care au vrut să spună răspicat că ei vor să fie liberi, că niciodată colintei nu poate să-i se pună un căruș în gură, că de fiecare dată noi știm că Dumnezeu voiește ca noi toți să-L slăvim pe El. Și în sensul acesta aș vrea să facem o scurtă rugăciune într-o amintire a celor care sunt eroii Revoluției. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi cu toții care suntem în această biserică știm că poate mai sunt și alții care nu cinstesc precum Biserica Ortodoxă eroii. Noi considerăm pe eroi ca și sfinții. Pentru că eroii nu sunt altceva decât sfinții neamului nostru românesc. Am ascultat cu mare atenție colindele pe care le-ați adus în atenția noastră, în fața catapetesmei, dar de fiecare dată mă gândeam cum au cântat acești tineri de-au putut ca noi astăzi să fim aici, de-au putut ca această corală să câștige premiul de aur nu numai într-un loc și într-o locație, ci în atâtea, și această corală să se numească Armonia, pentru că noi cu toții, preoții și credincioșii, datorăm mult acestor tineri care au murit în Timișoara, care au murit pentru noi și s-au jertfit în București. Spune-mi lucrul acesta cu adâncă smerenie și cu adâncă recunoștință. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor, vă mulțumim tuturor, nu sunt decât un mesager al Arhiepiscopului nostru, iar Părintele David dorește, bineînțeles, fiecare dumneavoastră, dar am zis că acest cadou cel mai frumos să-l ofere Părintelui Dirijor și este o icoană Sfântului Ierarh Nicolae. Meritați toată aprecierea noastră, Părintele Dirijor. Recunoștință în fața dumneavoastră, a celor care sunteți membri ai Corale Armonia, să vă spun că sunteți invitații noștri de fiecare dată. Mi-aș dori ca fiecare comună să vă invite, așa cum o face acest vrednic primar. Să vă spun că în fața dumneavoastră aveți un primar care va vorbi și prin fapte. El vorbește prin fapte toate bisericile care sunt aici în această comună cu aproape 16.000 de locuitori. Nu știu de ce nu declară această comună oraș, poate datorită taxelor, sau nu știu eu mai bine, dar cu siguranță este vrednic de toată aprecierea noastră. Familia Trofim, pe care dumneavoastră o aveți în corală, și mă refer la Părintele Preacuvios Bartolomeu Trofim, este din această biserică. A venit timpul să-i mulțumim lui Dumnezeu că această parohie a dat un astfel de un Părinte Dirijor, mă bucur că l-ați luat sub, să spunem, bagheta Sfinției voastre și aici, în locul în care l-a fost botezat. Vă mulțumim frumos! Am vorbit prea mult, știu că aveți multe emoții, dar nu știu dacă e chiar atât de corect, dar aș vrea din suflet, să ne spuneți un cuvânt, cum îl știți dumneavoastră, iar eu am furat așa din cuvântul Părintelui George, cu care colaborez foarte bine, Părintele Inspector, și să vă spun că în luna mai, cu ajutorul Dumnezeu, vom avea 4 concerte aici, la împrotopopiatul nostru și aș vrea să vă spun pe acum că atât Oneștiu, cât și pe Bocna, dar Bovgheana de 2 ori va face concert așa de suflet. Vă mulțumim tuturor! Numai o virgulă facem, dumneavoastră să știți că aceste melodii, aceste frumoase cântări armonice se găsesc pe un CD, pe care vom găsi la ieșirea din biserică. Și
și m-aș bucura să nu mai rămână niciunul, că la Onești deja am înțeles s-a făcut o comandă specială. Mai lăsați-le și nouă, da? Vă mulțumim foarte mult! Domnule primar, vă mulțumim! Da. Preacucernice, Părinte Protopop, preacucernice, Părinte Profesor, Dirijor, onorată asistentă, visul meu a devenit realitate. Mi-am dorit întotdeauna corala Armonia, corala bărbătească Armonia, să ajungă în localitatea noastră Dofteană. Aplauze! Faptul că eu, în calitate de reprezentant al comunității, am fost invitat în mai multe localități, acolo unde primarii au reușit să emite această coroană. În calitate de invitat am participat în mai multe localități, municipiul Moinești, Comănești, Dărbănești și spuneam în inima mea, oare eu nu am să pot să reușesc să aduc acești oameni în localitatea noastră, pentru că Dofteana merită mult mai mult. Părintele Protopop a adus în fața dumneavoastră și a spus câteva cuvinte despre corală, dar eu am studiat un pic și aș vrea să vă vorbesc din ceea ce a studiat eu despre acești minunați oameni pe care vedeți aici. Așa cum îi vedeți dumneavoastră, au doar câteva medalii de aur în fața dumnealor. Prin talentul și prin binecuvântarea lui Dumnezeu, au obținut, au fost în Statele Unite, au fost în Madrid, în Italia, la Ierusalim, la Mormântul Sfânt de mai multe ori, la Parlamentul European, la Strasburg, în multe locuri au cântat din ceea ce vedeți dumneavoastră, inclusiv tricolorul românesc. Sigur, eu știu mai multe despre dumneavoastră. Știu că în biblioteca dumneavoastră, știu că în vitrina dumneavoastră, la Arhiepiscopia Tomisului, aveți mai multe medalii, multe merite, dar nu aveți blacheta de la Dofteană. Să creez un echilibru în Dofteana. Cum să aducă numai la Cucuieți, dar cei din Dofteana cu ei sunt. Nu sunt tot ai noștri. Care își păstoresc întreaga localitate de pământ. Imediat pe loc am sunat și am reușit de așa natură ca acești minunați oameni să fie alături de noi. Vă mulțumesc în calitate de reprezentant al comunității. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și le-ați desprețit fruntea tuturor cetățenilor care astăzi sunt prezenți aici și inclusiv cei care vor achiziționa aceste CD-uri să ajungă în casele fiecăruia dintre ei. Vă mulțumesc și să nu credeți că va fi pentru ultima dată când dumneavoastră dezvelim Dofteană. Dar să știți că localitatea noastră este o localitate mare, bogată, frumoasă și curată. Mare, bogată, frumoasă și curată. Toate aceste merite nu mi-aparțin mie sau numai mie. Aparțin și dumnealor pe care vedeți aici. Noi facem parte din cele mai frumoase sale din România care anul acesta am primit această distinție și sunt onorat.
pentru mâine, pentru că mâine va fi ziua când plecați din localitatea noastră și vă deplasați în alte locuri. Moșul va veni și pentru dumneavoastră acolo. Am zis că la încheiere facem un cadou noi, cei din localitate. Eu vă reprezint și voi înmâna acestor oameni un cadou din partea localității. Nu închei, pentru că lângă mine se află Părintele Trofim. Și vreau să vă promit, în numele cetățenilor din Dostean, faptul că dumneavoastră sunteți în număr atât de mare aici, în luna lui ianuarie 2020, Primarul Comunei Dostean va iniția primul proiect care se va numi așa. Se rămânează diplomă de cetățean de onoare preotului Bartolomeu, profi din localitatea Dosteană. Părintele merită, pentru că merge spune destul de clar, persoane care s-au evidențiat în plan local, în plan național, să fie medaliate, să fie premiate cu diploma de cetățean de onoare, care are unele avantaje, dar și dezavantaje, să spun, pentru că are obligația să vină de fiecare dată în localitatea noastră, să ne reprezinte în calitate de preot, așa cum îl vedeți dumneavoastră, și sunt sigur că va veni aici la noi. A primit un telefon din partea unei colegi de ale mele de la primărie și a spus, vreau în mod personal să ajungă la Dofteana, Părintele Bartolomeu, și uitați că s-a și întâmplat, am promis, voi fi prezent. Și a fost prezent. Okay. Mulțumindu-vă dumneavoastră, care ați fost prezenți, și nu numai, și cei care sunt acasă, mulțumesc Coralei Bărbătești cu Armonia. Mulțumesc Dante Vante Primitoare, Părintele David Isai. Le-am făcut și până la mare pentru mine. Și nu mă întâmplă Părintele Protopop, care, în primul rând, și dumneavoastră, am pus pasele acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru participare și dumneavoastră vă fericit pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc și sărbători binecuvântate tuturor. Prinde emoție, nu vă reținut că am un celălalt spectacol la Dărmănești, la frații din Dărmănești în seara aceasta. Dacă cei ce părinte Protopop, stimată domnule primar, dacă cei ce părinte Paroc, Viduț, drag și scump nouă, și dragi dofteneni, cosăteni, conaționali, români în Hristos, frați. Distinsă și distinși colegi din Corala Armonia, dacă cei ce părinte Nănaș, dirijor, același fi și profesor, mă simt emoționat. De ce nu? Pentru că, probabil și obosit, că noi am început ca o dată retro, să zic, din, la începutul lunii decembrie, prin Maramureșul istoric. Ne-au primit acolo frații noștri români, maramureșeni, ne-am deplasat în toate județele, tot Maramureșul, am revenit în partea de sud, vom pleca și vom termina cu Zalău, după care Constanța. Asta fiind pe 23. Nu vă țin cu prea lungi de amănunte, dar mă bucur că în această seară am răspuns invitații cu tot sufletul, cu toată ființa mea de român și de conațională a dumneavoastră, că jumătate inima mea în Ardeal, știți prea bine, și că vă iubesc. Sunt prea Părinte Părinte și toți cei dragi mie și sufletului meu, vă promit că voi veni de multe ori aici pentru a ne reîntâlni la momente de bucurie, nu de tristețe. Și aș dori la sărbătorile care vin să se întâlne și la dumneavoastră și la noi cu pace și cu mine în suflet, așa să venim pe Îngerul cel nou născut, care este Mesia,
Mântuitorul Iisus Hristos, să primim în țările noastre cu bucurie, cu satisfacție și copiii care avem din îndepărtări, în zări și pe meridiane de lumini, să ne vină acasă, să-i primim cu zâmbetul pe buze, iar celor care nu mai sunt între noi, lumină și veșnică pomenire. Într-o mulți ani, să ne întâlnim. Să vă spunem că mâine suntem și vă rog să veniți și la Urbieți. Acolo este Părintele Vlad Bucot, care vă așteaptă cu un drag, Domnule Primar, știți că vă iubește și parohia aceea și iubește, bineînțeles, armonia și corala, armonia. O virgulă pe care aș vrea să o pun este că atunci când faceți pe cineva cetățean de onoare, trebuie să-i oferiți și o bucată de pământ. Părintele este prea cuvios. Părinte dirijor, părinte profesor, acest om, primarul Ioan Bujor, a făcut o promisiune pe un pod și a spus o biserică veche. Și a spus, mutați toate utilajele și faceți o biserică, domnul primar, până vin ceilalți, ca să nu ne trimiteți acasă. Și primarul acesta, care vedeți în fața dumneavoastră, într-un an de zile, a oferit 16 miliarde în Consiliul Local și a terminat toată biserica, anexe tot. Acum, bineînțeles, dacă dă o bucată de pământ, face și o mănăstire pentru părintele Bartolomeu. Să fiți mai mult. Da. Mulțumesc frumos. Dar pot să fac și o promisiune, da? Să vedeți biserica pe care am construit-o în 10-11 luni, vă invit anul viitor, corona Polindelor, Bărbăteasca de la Constanța, vor fi la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul la Dovteana. Și o să vedeți biserica cum am construit. Pentru minuneașii de la parohia 1 Dovteana, vreau să spun câteva cuvinte. Aceste scaune care dumneavoastră stați astăzi pe ele, l-am achiziționat în urmă cu 2 zile de la Dedeman. De aici nu le mai iau și rămâne donate pentru Biserica Unii. Mulțumesc frumos că sunt așa de protocopiatule. Îi folosim și vă mulțumim, domnule primar. Domnule primar Ioan Bujor, părinților care sunt în această corală, părinților, părintelui David, doamnei preoteasă Micaela, părintelui Vlad Fricop și soției Isabela, părinților din această parohie, dumneavoastră credincioșilor, ne rugăm ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă dea multă sănătate, bună sporire întru toate, apără și păzește, pregătește întru bun și bunicuția. Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască!